În curând, satul Rucăr va avea canalizare. În ce stadiu este investiția? Da, suntem pe ultima sută de metri sau nu sută, pe ultimele zeci de metri. Am finalizat lucrarea de canalizare în satul Rucăr. Doar racordul la energie electrică mai trebuie făcut, adică formalitățile pentru energie electrică, pentru că s-a montat și un transformator la stația de epurare care deservește canalizarea din satul Rucăr și urmează să fim racordați ca și procedură de contract și așa mai departe. Deci este finalizată și partea de racord, doar faptul că trebuie să mai facem contractul și tot ce trebuie din punct de vedere al utilității curent electric. Și preconizăm cam în cât Deci, timp. noi preconizăm în maxim 10 zile ca racordul să fie și contractarea să fie făcută cu electrica, urmând ca progresiv familiile să se racordeze la sistemul de canalizare pentru a intra, să zic, în probe, în partea de biologică a stației, pentru cultura de bacterii, pentru că stația va funcționa Biologică, nu? biologic și mai departe, probabil, noi spunem că până în toamnă toate familiile din Rucăr să fie racordate, pentru că stația să poată intra în parametri de funcționalitate, pentru că Cam ea. cât va plăti o familie Păi noi lunar? avem prețul aprobat la nivel de comună de 6 lei, apă canal, și în funcție de consumul de apă se calculează și prețul la canal. Deci 6 lei apă canal. Și în funcție de cât folosește și de numărul de persoane din gospodărie, va fi și consumul de apă canal. Dar noi spunem că totuși am ținut un preț corect, în sensul că chiar dacă abonați mai puțin față de Localități urban, mai mari. noi am, să zic, am ținut prețul rezonabil încât să nu depășim prețurile pe care le au centrele mari urbane, unde densitatea populației este mai mare și normal eficiența utilităților este mult mai bună. Va avea Rucărul gaz metan? Da, deci un proiect pe care îl avem aprobat în bugetul local este începerea lucrărilor de canalizare, proiectare și chiar și, să zic, licitația pentru execuția lucrării. Suntem în momentul de față cu soluția aprobată, în Care este sens. soluția pentru Da, deci gazul o metan soluție rece? anterioară a fost să ne legăm din localitatea Olteț. Ulterior am solicitat schimbarea soluției la distribuitorul de gaze de la Mediaș, deoarece avem o soluție din punctul nostru de vedere și a proiectantului mult mai eficientă în satul vecin Feldioara, unde între Feldioara și Noul Român există o conductă magistrală care alimenta combinatul din Victoria cu o capacitate foarte mare. Și atunci, fiind pe partea dreaptă a Oltului și Rucărul și Feldioara ca sate învecinate, soluția este mult mai bună pentru că Și mai nu puțin a costisitoare, mai mă puțin gândesc. costisitoare, dar în primul rând din punct de vedere al avizărilor, pentru că la Olteț trebuia să avem subtraversarea drumului național, subtraversarea ale CFR-ului, drumului județean, Olt. Oltu, care în zona noastră există baraj și soluția era destul de greu de executat. Ce costuri va avea acest proiect? Deci Există o estimarea lui estimare? este în jur de 500.000 de euro, deci dacă canalizarea a fost în jur de 1.000.000 de euro, cam la jumătate se întinde costul alimentării cu gaze, pentru că nu este o lucrare atât de complexă, pentru că vorbim de o conductă care vine cu presiune, raportată la o conductă de canalizare care trebuie asigurată, să zic, partea de scurgere și de continuitate a. Și dacă va fi licitația în cursul acestui an, ce mai urmează? Când se Păi, poate după vorbi de licitație, funcționare? deci lucrarea nu este, așa cum am zis, nu este grea de executat. Ideea este să putem ajunge cu licitația să se poată adjudeca pentru a putea să demarăm lucrările. Deci săpătura între cele două localități, Rucăr și Feldioara, este ușor de executat pentru că lucrăm pe drumuri de exploatare, pe drumuri care nu există utilități, drumuri de pământ care nu necesită o refacere foarte mare și atunci de asta am ales Deci un an, soluția. doi, Noi va avea Rucărul execuția gaz o vedem metan? într-un an de zile.
execuție. Acum, soluția nu știm cum va fi cu licitația, când se finalizează și când putem începe. Dar ca execuție, eu văd un an de zile ca execuție. Acum, sigur că canalizarea, adică partea de gaze, ține de distribuitor, trebuie să avem formalitățile cu partea de distrigaz, cel care are licența de distribuție pe zona noastră și acolo, din câte am înțeles de la colegii noștri care mai lucrează pe partea asta de gaze, există destul de multe formalități pentru racordarea respectivă, pentru ca ei să preia conductele și mai departe să facă și distribuția. Dar eu spun că un lucru început trebuie să fie și finalizat și atunci sperăm că și Rucărul să poată să beneficieze de această instalație de gaze, așa cum au și celelalte sate, Olteț, Viștea de Jos, Viștea de Sus și o normalitate, ca și noi să putem beneficia de aceleași condiții pe care le au și Toată celelalte comuna. sate. Mulțumesc.